că azi vorbim în sfârșit despre măștile de față făcute în casă și acum stând să cuget despre ce am filmat până acum, majoritatea sunt măști pentru hidratare și asta pentru că tenul meu este mixt în sezonul cald și uscat în sezonul rece. Dacă e să vorbesc despre măști, mi-amintesc când făceam măști încă de pe vremea când eram studentă. În primul an de studenție aveam o grămadă de uleiuri pe care le foloseam aproape seară de seară, dar nu exagerez. Și mai mult, când sora mea a ajuns la Cluj și ne-am mutat împreună, ne făceam măști și pentru păr. Inițial făceam măști doar pentru față și după ce a ajuns și sora mea, având amândouă firul de păr mai subțire, am început să ne facem și măști pentru păr și țin minte și acum uleiul de ricin și mirosul acela de ulei de ricin, ce mie îmi plăcea foarte mult. Dormeam cu părul plin de ulei și îl înfășuram în tot felul de năframe și felul de nebunii ca să nu mă jim peste tot și stăteam cu el toată noaptea, după care le spălam doar a doua zi. Ne făceam tot felul de măști cu călbenuși de ou, cu ulei de ricin, vă spuneam, cu oțet de mere. Am încercat toate nebuniile posibile. Adevărul e că făcând repetat acest lucru, bineînțeles că și părul nostru a început să arate și mai bine și bineînțeles că și tenul arată mult mai bine, pentru că nu are cum să nu arate bine din moment ce îl hrănești și îi oferi o extra hidratare de care el are nevoie din exterior. Azi vă vorbesc despre top 3 măști hidratante de față pe care eu le folosesc cel mai des în perioada rece, săptămânal și în perioada mai caldă, o dată la 2 săptămâni, poate chiar o dată la lună, în funcție de cât sunt de, nu știu, de cât îmi este de obosit tenul, pentru că și dacă tenul îmi este obosit, mai îmi pun câte o mască de hidratare, pentru că în momentul în care este foarte obosit, se simte și se deshidratează și îl simte așa că mă trage de toată fața. Și trecând peste această introducere foarte lungă, vreau să vă spun că ingredientele folosite în cele trei măști sunt foarte simple. E foarte posibil ca pe majoritatea să le aveți deja la voi în casă. Vorbesc aici despre avocado, ulei de măsline, miere, argilă, praf de argilă și ulei de migdale dulci. Ultimul ajuns la mine în dulăpior este uleiul de migdale dulci și este o descoperire de care eu mă bucur foarte tare. Citisem foarte mult pe online despre uleiul de migdale dulci și în cele din urmă am zis hai să-l iau, să-l folosesc. Deja am folosit ca lumea din el, stați să iau ambalajul acesta să vă arăt. E undeva puțin mai sus de jumătate. Acesta este cumpărat dintr-un magazin din Cluj, este un magazin naturist, nu mai știu exact cum se numește, dar sunt sigură că găsiți ulei de migdale peste tot unde sunt magazine naturiste. Eu zic să începem să dăm drumul filmulețelor și să vă povestesc eu între timp ce am folosit și de ce am folosit acele ingrediente și la ce ajută ele. În caz că nu știați deja, uleiul de măsline are o mare cantitate de vitamina E și mai are antioxidanți ce protejează pielea de diferite tipuri de probleme externe, cum ar fi razele soarelui și oferă o piele foarte hidratată. Uleiul de măsline are proprietăți anti-îmbătrânire și asta datorită faptului că este bogat în vitamine, minerale și antioxidanți. La prima mască am folosit ulei de măsline împreună cu avocado. Cred că mi-era, de fapt, sigur mi era suficient și un sfert din acel avocado pentru că o folosesc o singură dată. De obicei nu fac mai multă cantitate de mască după care o pun la frigider. Îmi place să folosesc mască proaspăt. Avocado este un fruct pe care tot mai multe persoane l-au inclus în dietă. Este bogat în vitamina C, E și K, acești grași și omega-3, proteine, enzime, fibre, magneziu, fier, vitamine din complexul B și potasiu. După 10 minute ștergem ce a rămas pe față. Eu am umezit câteva dischete de machiante și am să încerc să îl iau. De obicei fac chestia asta la chiuvetă, dar de data aceasta am să încerc să fac lucrul acesta împreună cu voi în fața camerei. Cred că este una dintre măștile mele preferate, fără doar și poate, și asta din cauza că îmi hidratează extrem de bine fața, în special în sezonul rece. Să știți că de obicei o aplic și pe gât și puțin pe decolte. Rezultatul, o mască super hidratantă, e chiar masca potrivită pentru zilele în care tenul vostru este foarte uscat. Este masca potrivită pentru momentul în care tenul vostru este obosit, nu știu, n-ați putut dormi o noapte și cumva aveți nevoie de un refresh. O să vedeți cât de
fină, de catifelată și de netedă o să vă fie pielea la final. Eu am stat cu masca 10 minute, dar puteți să stați și mai mult dacă aveți timp, 15 și până la 20 și de minute. Și așa arată tenul după. Dacă o să încercați această mască, o să vedeți cât de hidratat se simte tenul la final. Și mai luăm surplusul cu un șervețel. Și această mască este numărul 1 în topul meu, top 3 măști de față făcute în casă. Pentru masa cu numărul 2 am folosit miere de albine și același ulei de măsline. Despre uleiul de măsline v-am spus și mai devreme, știți deja proprietățile lui. Și am mai adăugat miere. Poate vă întrebați de ce miere pentru ten. Miere pentru ten pentru că este bogată în vitaminele A, B, C, D, K, în magneziu, calciu, potasiu sau fosfor. Mierea de albine ne ajută să luptăm mult mai bine împotriva virusilor și are rol antiseptic, antioxidant și reprezintă un adevărat tonic pentru stimularea metabolismului. Citeam zilele trecute pe online și țin minte și acum că datorită proprietăților sale calmante, tonifiante și remineralizante, mierea de albine aplicată pe ten curăță porii, elimină impuritățile și revitalizează pielea feței. După 10 minute, având în vedere că mireasa că am topit aici pe fața mea și începe să curgă sau uleiul sau toate, nu știu. De cele mai multe ori îmi șterg masca în baie sub un jet de apă călduță, dar de data aceasta, pentru că n-am mai mutat toate lucrurile sus, mă voi șterge aici împreună cu voi și am pus în acest recipient puțină apă călduță și cu ajutorul dischetelor demachiante vom elimina masca de pe față. E ușor mai mult lipicioasă de la miere. Doamne, ce hidratată se simte! Deci trebuie să încercați masca aceasta. Când aveți, nu știu, tenul foarte obosit sau deshidratat, masca aceasta este salvatoare. Vă promit, trebuie neapărat să încercați să vedeți cât e de mișto și cât de hidratat se simte tenul vostru după. Plus, are și un gust foarte bun. Îl simt pe buze că mi-a rămas, cred că, puțină miere și e dulce. Eliminăm surplusul de apă cu acest șervețel. And, mai am aici. Știam de ce mă lipesc. Mai am aici puțin. And we are ready. După ce îmi fac această mască, pot liniștită să aplic machiaj pe ten și, da, tenul meu o să fie hidratat toată ziua. Această mască este pe locul 2 în topul preferințelor mele. Și ultima mască despre care vreau să vă spun azi conține praf de argilă și mă uitam acum în zona aceasta pentru că o am încă aici și acel ulei de migdale dulci de care vă spuneam și pe lângă asta am mai pus o lingură de iaurt gras. Da, o lingură de iaurt gras. Am și pus mai devreme un story cu un bumerang în care eram cu acea mască și deja lumea a început să mă întrebe despre ce mască este vorba. O mască super ușoară și aceasta, cu care trebuie să stați undeva la 10-15 minute. Citisem undeva pe online că măștile cu argile nu sunt potrivite fiecărui tip de ten. Eu, având tenul mixt în perioada caldă și uscată în sezonul rece, totuși am folosit argilă, dar împreună cu ulei și cu iaurt gras. Argila are proprietăți exfoliante, așa că o folosesc doar o dată pe lună. Este singura mască pe care o folosesc atât de rar. Mie îmi place foarte mult, îmi curăță în profunzime tenul, îmi curăță porii și o lasă netedă. Nu hidratată, pentru că de data aceasta nu o lasă hidratată, dar o lasă proaspătă, curată, potrivită pentru a putea fi hidratată pe mai departe. În funcție de tipul tenului pe care îl aveți, puteți să folosiți diferite uleiuri și la fel să vă faceți măștile voastre personalizate. Chiar am folosit foarte multe măști din comerț, dar îmi place din când în când să-mi fac și măștile mele, pentru că știu exact ce folosesc, știu exact ce îmi pun pe față și știu deja foarte bine proprietățile acestor ingrediente.
Și dacă stau bine să mă gândesc, cu siguranță o să mai fac un clip de genul ăsta în care o am să vă povestesc și despre alte tipuri de măști, pentru că am încercat foarte multe măști, am testat, să spun așa, și cu galbenuși de ou, și cu albuș, și cu cartofi, și cu castraveți, și cu tot felul de nebunii, tot ce găseam la un moment dat prin frigider. Dar azi am preferat să vă vorbesc despre acestea trei pentru că sunt cele mai des folosite. Sunt sigură că și voi aveți rețetele voastre de măști și sunt mega curioasă să le aflu și eu, așa că nu uitați să-mi lăsați un comentariu în care îmi povestiți despre masca voastră preferată pe care vă faceți acasă. Dați-mi și mie alte idei că m-am rămas așa cumva în pană. Nu uitați să dați subscribe, like și ne vedem pe Instagram.